domnilor, bună ziua din nou, sunt Cristian Foghel din platoul Roman 24, din nou în live pe Facebook, alături de mine, invitat la această oră este candidatul din partea USR Plus, domnul Radu Samson, bine ați revenit! Bine v-am găsit și mă bucur să ne vedem la dumneavoastră în platou, într-o formulă restrânsă de doar doi. De obicei așa se face, un moderator, în fine, și un candidat pe primărie, că așa se întâmplă, pe fotoliul ăla încape un singur om. Corect. Spuneți-mi că tura trecută am rămas undeva, parcă legat de viitorul ăsta curând al Romanului. 4 ani în care sperați să schimbați municipiul. Deci n-aș vrea să exagerez și să spun că da, sigur, vom face toate proiectele, pentru că totuși avem 30 de proiecte în programul nostru și nu vreau să mint telespectatorii și alegătorii că sigur le facem pe toate, noi suntem cei mai tari, cei mai... Pentru că se practică chestia asta în politică, oamenii s-au săturat de astfel de vorbe. Dar ce îmi propun este să rezolvăm în următorii 4 ani măcar jumătate din ce ne-am propus. Eu voi face tot ce ține de mine și colegii mei vor face la fel, vom face tot ce ține de noi pentru a rezolva toate proiectele, dar sper în următorii 4 ani să reușesc să fac măcar jumătate. Și dacă ne uităm pe programele altor partide din anii anteriori, care au câștigat de altfel, din 2000 încoace, dacă ne uităm pe programele lor, o să vedem că de cele mai multe ori s-a făcut probabil în jur de 10% din ce s-a promis. Și asta nu pentru că nu se poate face, ci pentru că atunci când au ajuns pe scaun, foarte mulți au demonstrat că au alte preocupări decât programul pe care l-au făcut. Am fost întrebat de multe ori care e primul lucru pe care vrei să-l faci când ajungi în primărie. Probabil asta era următoarea întrebare. Da, ar fi, dacă ați identificat... Sau era o întrebare naturală. Primul lucru pe care îl fac, pe care vreau să-l fac atunci când voi ajunge în primărie, știți că există o sală de ședințe în care se desfășoară ședințele operative cu directorii din primărie. Da. Ce îmi doresc eu este să facem în sala respectivă, ăsta e primul lucru pe care vreau să-l fac, în sala respectivă să facem un panou cu toate cele 30 de proiecte și pe măsură ce le punem în aplicare să le bifăm. Și să bifăm în dreptul fiecărui proiect în ce stadiu suntem, în cei 4 ani. Și la final, panoul rămâne acolo, vedem cu toții ce am reușit să realizăm, pentru că trebuie înțeles un lucru, nu face primarul singur lucrurile astea, le face împreună cu aparatul de lucru care e format din câteva sute de oameni. Câteva sute de oameni care în momentul de față sau sub fostele conducere ale primăriei n-au avut nici măcar dreptul să aibă o idee. Bun, ok, dar eu plec de la altă premisă. Că vorbisem despre promisiunile neîndeplinite 10%, 20%. Da. Haideți să admitem o chestie. Să vii cu o idee și să o promiți votanților rămașcanilor nu este greu. Să ai o idee Corect. Și să o promiți. Dom'le, vom face, nu știu, ceva. În momentul în care ajungi la primărie, trebuie să iei în calcul o multitudine de alte chestii. Buget, siguranță, oportunitate. Deci toate proiectele pe care le propunem noi în programul pe care ne l-am asumat sunt lucruri de bun simț, de altfel sunt lucruri nu pe care ne le-am imaginat noi și la care nu s-a mai gândit nimeni, ci sunt lucruri de care orașul are nevoie. Și orice ar spune orice politician de la conducerea orașului din momentul actual sau din anii trecuți, că am mai auzit chestia asta că n-am făcut creșe pentru că nu este cerere. Să meargă să vorbească cu părinții dintr-un cartier al Romanului, să meargă în cartierul muncitoresc, să discute cu părinții de acolo, să vadă câtă cerere există. Dar oamenii au înțeles că mulți dintre părinți au înțeles deja că n-are rost să meargă la creșa de pe Smirotava pentru că sunt 50 de locuri, singura creșă din oraș de altfel, sunt 50 de locuri și când ajunge acolo deja lista e făcută. Și deși e o creșă în subordinea Direcției de Asistență Socială și se presupune că e o creșă socială pentru cei cu venituri până într-o anumită limită, în mod paradoxal, spuneam și în emisiunea trecută, părinții copiilor nu sunt chiar persoane cu venituri reduse. Părinții copiilor înscriși la creșă, dar cum se fac listele, asta e o altă discuție. Și nu doar listele de înscriere la creșă se fac așa, ci și concursurile de angajare, și concesiunile de terenuri, și toate lucrurile se fac... Să înțeleg că vorbim de o ilegalitate cumva? Nu e o ilegalitate. Nu tot ce e ilegal e imoral și nu tot ce e imoral e incorrect. Adică da. E foarte gri linia dintre cele două. E foarte subțire linia și de obicei e gri între aceste concepte. Dar trebuie să asigurăm șanse egale și
Cea mai bună metodă de a asigura șanse egale tuturor este să creăm infrastructură pentru toată lumea. Adică dacă avem, facem un sondaj, vedem, dar nu facem un sondaj, pentru că știm câți copii s-au născut anul trecut sau cu 2 ani, adică este evidența care populației. Care e în subordinea primăriei oricum. Exact, exact. Știm câți copii s-au născut cu un an sau 2 în urmă și pe baza acestui lucru putem să facem niște previziuni. Eu nu înțeleg nici până ziua de azi ce s-a întâmplat cu toate creșile și toate grădinițele care existau în anii 90. Când au fost retrocedate la un moment dat. Foarte puține dintre ele. A fost retrocedată școala 4 din zona TikTok. Și nu țin minte o altă clădire de instituție care a fost retrocedată, mă refer aici la instituțiile de educație, nu la fostul cinematograf Flacăra sau Vasile Alexandri sau alea, știm, au fost retrocedate, da. Au fost demolate, terenurile stau goale, cresc bălăriile pe ele. Inclusiv dar... aici aș adăuga, îmi cer scuze, fosta librărie Miron Costin? De lângă cinematograful Flacăra. A, da, corect. A fost acolo un depozit de televizoare la un moment dat. Au fost mai multe, da, ei peste drum de fostul cinematograful Flacăra a fost retrocedată, a funcționat o perioadă un magazin de televizoare la mâna a doua. E o clădire care stă degeaba. A fost ipotecată și banca se chinuie să o vândă de ani de zile, dar nu o cumpără nimeni. Primăria are nevoie, spun tot timpul, nu avem spațiu, nu avem aia, construim, facem, dregem. Și se discută doar despre planuri, dar niciodată nu se pune în aplicare. S-a promis, că tot vorbeam de creșe mai devreme, a promis primarul cu vreo 3 ani în urmă că au un plan, conducerea trecută a primăriei, au un plan să construiască o creșă în zona favorită. Pentru că, într-adevăr, e o zonă în care locuiesc mulți tineri, sunt mulți părinți care s-ar întoarce la serviciu mai devreme dacă avea cu cine să-și lase copiii. Este perioada aia între 2 ani și 3 ani când n-ai cu cine să-și lase copilul, da. Pentru că dacă n-ai părinți în zonă, e prea mic pentru a-l duce la grădiniță, dar în același timp legea te obligă. Legea îți spune că nu-ți mai dăm nimic dacă nu te întorci la serviciu când împlinește copilul 2 ani. Și totuși oamenii n-au să-și lase copiii. De asta e nevoie de mai multe creșe. Pentru că înainte de pandemie și mediul privat se confrunta cu o lipsă acută de forță de muncă. Unul dintre motivele pentru care există această lipsă de forță de muncă e acesta. Că sunt foarte mulți părinți care sunt consemnați la domiciliu pentru creșterea copilului. Și nu au cum să meargă la serviciu și nu au cum să se toarcă înapoi în câmpul muncii pentru că n-au cu cine să-și lase copiii. De asta e nevoie de creșe. Și o spun, o repet oricând, e nevoie de creșe în România. Bun, acum, eu nu înțeleg. Din ce mi-aduc aminte, există un concediu maternal și un concediu paternal. Există concediu de creștere a copilului pe care poate să-l ia mama sau poate să-l ia tatăl. Dar nu am poate să-l ia după unul din părinți. Nu pot. Dacă mama stă în concediu de creștere a copilului în primul an, din câte știu, în al doilea an poate sta tatăl sau la orice moment al concediului deci poate sta tatăl. Deci unul dintre părinți va lucra. Da, unul dintre părinți va lucra, dar ideea e că părinții vor să lucreze amândoi, că dintr-un salariu nu te descurci extraordinar, mai ales când ai un copil mic și un pachet de Pampers costă destul de mult, lapte, praf și o grămadă de alte. Vizite la doctor, consultații, tratamente pentru copiii mici sunt foarte sensibili și au multe probleme de sănătate și toate lucrurile astea costă bani și de-aia e nevoie de două salarii în casă. Dar nu poți să ai asigurat al doilea salariu, care e de obicei mai mare decât indemnizația aia de creșterea copilului, pentru că n-ai un să lași copilul, ca să te poți întoarce la muncă. Vorbiți de creșterile astea mergând pe niște cifre, presupun. Adică ați vorbit cu oamenii din zonele astea, favorit, cartierul muncitoresc, da, cam câți copii sunt acum acolo? Eu estimez că la ora actuală ar fi în Roman loc pentru încă 200, adică dacă s-ar construi creșele, ar fi cerere pentru încă 200 de locuri. Există sau? Există, sunt copii care sunt născuți, au până într-un an și părinții își doresc să aibă unde să se înscrie. Din păcate nu vor avea unde, pentru că anul ăsta tot 50 de locuri sunt la creșă. Și anul viitor, probabil, tot 50 de locuri vor fi la creșă. Înțeleg că se lucrează pentru 40 de locuri suplimentare, că se face o... Ok, vor fi 90 sau 70, că e foarte incert. De fiecare dată când întrebăm, cifra e alta. Numărul de locuri de la creșa, singura creșă existentă din Roma, de pe strada Smirodava, de fiecare dată când întrebăm autoritățile, nu, viitorul număr de locuri e altul. Că e 70, că e 90, odată e 100, depinde cum... Ok, acum, dacă tot vorbim de creșe, presupun că ați identificat și locațiile pentru ele. Locații sunt, primăria are terenuri. Deci în patrimoniul primăriei încă există terenuri. Și mă întorc la o chestie pe care o discutam cu dumneavoastră mai devreme, că am sărit de la una la alta și am depășit subiectul. În anii 90, deci în 1990, în Roman erau aproape 100.000 de locuitori. Da. Care aveau cu toții copiii la creșă, la cămin, la grădiniță, la școală. Noi eram copiii aia, eu sunt născut în 86. Infrastructura există, clădirile alea nu s-au dărâmat, foarte puține dintre ele au fost retrocedate și deși infrastructura există,
ea nu e folosită. Nu știu exact de ce. Deci se pot înființa aceste creșe și în clădirile vechi. Vorbim de fostele cămine, gen căminul țevilor sau exact. Ăla de lângă Marom, nu de mai jos de Marom, la Hervion sau cum se chema? Nu, la Hervion e deja creșa. Vă referiți la fosta grădință cu program prelungit de pe Ecaterina Teodoroiu. Ok. De la zona cunoscută ca Madame Pop. Așa. Nu mai există acolo? Da. E grădiniță, dar mie mi-e greu să cred că e folosită clădirea la capacitate. Într-adevăr, înainte erau 40 de copii într-o clasă și acum profesorii acuză că sunt prea mulți copii în clase și ar fi mai ușor, și nu mai ușor, ar fi mai bine pentru copii, în primul rând, să lucreze cu grupe mai mici, de 15-20 de copii, pentru a le putea oferi atenția necesară. Dar ca să le poți oferi copiilor atenția necesară, în primul rând, trebuie să ai spațiu, trebuie să ai timp pentru toți, trebuie părinții să poată să-i aducă la grădiniță, să aibă unde sau la creșă, și apoi mai trebuie ca primăria, care este administratorul instituțiilor de învățământ din Roma, să vrea să furnizeze toate materialele necesare. Și aici deja intrăm în alt subiect. Foarte mulți profesori acuză până și lipsa cretei în școli. Adică discutăm și eu și alți candidați, discutăm de table electronice, de modernizarea procesului educațional. Așa, dar în școli, la ora actuală, nu există cretă pentru toată lumea, la fel cum în primărie nu există pixuri pentru toată lumea, adică ar trebui să fie primăria aia plină de pixuri și la fel ca și la poliție, la fel ca și la finanțe, mulți dintre angajați își cumpără singuri pixuri. Deși, și atunci ce faceți? Puneți în bugetul local, asigurați o sumă anume pentru consumabile? Nu, în bugetul local există deja o sumă pentru consumabile, doar că ea e folosită discreționar pentru alte nevoi ale administrației, că nu sunt neapărat nevoi ale orașului. Vă zic cu cifre, bugetul romanului pe 2020 e 125 de milioane de lei. Din ăștia 125 de milioane de lei, 75 de milioane sunt cheltuieli de funcționare. Deci, ok. Aproape 2-3 din buget. Ce înseamnă funcționare? Înseamnă salarii la angajați și consumabile și alte lucrări pe care le are de făcut primăria pentru întreținerea patrimoniului. Din ăștia 75 de milioane de lei, 38 de milioane se duc pe salarii și mai rămân mai puțin de jumătate pentru celelalte cheltuieli, care sunt 30 și ceva de milioane de lei. Nu-s chiar nu o sumă puțin. Infimă, da. Clar. Și ce face primăria cu banii ăștia? Păi dă un contract de 400 de mii de lei pentru ridicarea canalelor la cotă. E un contract anual. În fiecare an există acest contract, se tot ridică aceste canale și totuși când trecem cu roțile peste ele, de multe ori resimțim. Exact. Apoi, când exista municipal locatul ca societate în subordinea Consiliului Local, primăria aloca odată la câteva luni niște sume destul de mari către municipal locato pentru curățarea geigerilor care preiau apele pluviale. Niște sume, discutăm de câteva sute de mii de lei odată la câteva luni. Așa asigura primăria la momentul respectiv funcționarea municipal locato, care nu prea se ocupa cu altceva. Ok. Iar niște sute de mii de lei date pentru curățarea geigerilor, dacă mergem în orice zonă din oraș și vă zic, uite, vă dau un exemplu la strada Gheorghe Doja, colț cu Bulevardul Republicii. Este un geiger care cred că e curățat toată la 10 ani. Și totuși primăria plătea pentru acest serviciu nu era nevoie, dar e înfundat, vă zic. Așa. Și primăria plătea pentru aceste lucruri. Curățarea bazinului la societatea Almilend, care acum 5-6 ani se ocupa de curățarea bazinului din parc pentru suma de, nu știu, 100 de mii de lei, cred că era suma, și la ora actuală asfaltează străzi, montează papele, face parcări, a evoluat firma. Bun, deci astea sunt chestii la care ați renunțat. Dar astea nu sunt lucruri la care a renunțat, sunt lucruri pe care putem să le facem cu armata aia de oameni care lucrează la primărie. Oamenii sunt oameni de birou. Apoi ce vreți să iasă la contabilitate cu târlăcopul și să... Nu sunt oameni de birou. La direcția spații verzi a primăriei, și e prima care îmi vine în minte, la direcția spații verzi a primăriei sunt 30 de angajați cu funcții de execuție, muncitori calificați și necalificați. Ok, care se ocupă de... Nu știu, nu conduc eu primăria, nu știu de ce se ocupă. Aveți acces, înțeleg, la toate informațiile? Am acces la informații la fel cum are orice alt cetățean, dacă e interesat și are timpul necesar să le caute. Nu știu cu ce se ocupă. La direcția de lucrări edilitare, iar există câteva zeci de angajați care sunt plătiți lună de lună. Unii dintre ei știu cu ce se ocupă, alții despre alții nu știu cu ce se ocupă. Probabil ei fac ceea ce li se cere, dar probabil nu li se cere suficient. Că și asta e o problemă. Dacă managementul nu-și face treaba, până la urmă ai o echipă în subordine. Ai 200, 300, 400 de oameni câți ai în subordine. Tu, ca manager, ca primar,
trebuie să coordoneze activitatea acestei echipe. În fiecare dimineață, la ședința operativă sau în ședința săptămânală, luni dimineață, te întâlnești cu directorii de, cu șefii de direcții și întrebi ce faceți fiecare săptămână asta. Se notează ce își asumă fiecare că face în săptămâna respectivă, eventual primarul le mai pune pe agenda ce consideră că el că e necesar. Da. Și pe parcursul săptămânii trebuie verificat dacă de activitatea se desfășoară conform planului. Omul ăla, directorul de direcție, el poate să spună orice, la urmă urmei să-l vezi pe primar mergând cu binoclu să vadă el ce se întâmplă în canal. Păi de ce să nu? Că primarul are o grămadă de timp liber. Nu e asta treaba lui, dar putea fi și până la urmă eu ca primar, seara ies la plimbare ca orice cetățean, îmi iau soția sau copilul sau câinele sau ce are fiecare și merg la plimbare, da? Da. Pot să trec prin Piața Republicii să văd dacă s-a lucrat la trotuarul la care trebuia să se lucreze. Adică nu e atât de greu. Plus că primarul are o echipă de consilieri. Iar consilierii primarului pot să facă teren. Eu știu, așa funcționează și multinaționale. Pe linie ierarhică există management și pentru a coordona, dar și pentru a verifica activitatea celor din subordine. Comparăm primăria cu societate privată. Ar merge pe același sistem. Comparăm primăria cu un sistem de management care funcționează. Iar în primărie, actualul management și nici în perioadele trecute, în anii anteriori, nu a funcționat corespunzător. Că indiferent că e o companie privată, că e primăria Roman, că e primăria Constanța sau primăria Ciugut, că am mai vorbit despre primăria Ciugut, aș spune jignitor că ajungem să cumpărăm romanul cu o comună. Da, știu, deci da, asta e realitatea. Deci indiferent despre ce primărie vorbim, este o structură care lucrează pentru interesul cetățeanului, care lucrează în folosul clientului. Cum o companie privată lucrează în interesul clientului, așa primăria lucrează în interesul cetățeanului, că e clientul. Merge omul și plătește impozite fiecare an. Cred că este primul candidat pe care îl aud că recunoaște public că de fapt el e angajatul cetățeanului la final. Da. Deci eu de asta am intrat în politică, pentru că mi-am asumat să fiu un serviciu public. Eu nu vreau să fiu vreun împărat sau vreun voievod, cum mai sunt alții prin politica românească sau chiar și prin politica rumașcană, care dau cu biciu și arată cu degetul și dictează și povestesc toată ziua ce lucruri au făcut ei. Lucrurile nu le face primarul. Le face aparatul din subordinea primarului dacă este gestionat corespunzător. Că până la urmă despre asta e vorba. Despre a manageria o echipă. Despre comunicarea cu... Acum, că trebuie să ajung și la chestia asta. Am spus-o din milion de ori și nu ca să iau apărarea unuia sau altuia, ci pentru că e o chestiune de bun simț. Primarul nu este a toate văzător, nu este a toate știutor, a toate știutor și omniprezent. Și el se bazează, așa cum a zis mai devreme, pe niște directori de direcție. Care directorii de direcție, la rândul lor, nu ies să facă teren. Nu, și ei, la rândul lor, au direcția împărțită, fiecare direcție împărțită mai multe servicii. Și până la Dumnezeu, te mănâncă sfinții. Da, așa funcționează și mediul privat. De ce mediul privat funcționează? Și în primărie nu. Pentru că în primărie fiecare vrea să-și facă treaba lui în dreptul lui acolo. Mai ajută pe vecinul, mai angajează copilul, mai merge domnul primar eventual la bazin, îi grăbește pe copii să-și termine programul la ora 4 care merg la antrenamente, pentru că merge domnul primar la not și nu mă refer la un primar anume. Zic așa, în general vorbind. Dar aici nu pot să vă contrazic pentru că nu știu despre ce e vorba. Da, nici eu nu vreau să fac afirmații gratuite, dar lucrurile astea se întâmplă. Adică oamenii care au ajuns până acum la conducerea instituțiilor tot timpul și-au urmărit un interes personal. Și nu zic eu, o zic toți alegătorii, pentru că se vede de la o poștă chestia asta. Eu și colegii ne asumăm să fim în serviciu public. Eu vreau să lucrez în primărie cu aceeași responsabilitate cu care am lucrat atâția ani de zile în mediul privat. Ok, am zis-o de mai multe ori, chiar zilele trecute vorbeam cu niște amici care urmează să se întoarcă în perioada votului în Roman și mi-au cerut să le fac așa un fel de scurtă caracterizare. Bă, cine candidează ca să știu, nu stau la curent, nu m-am interesat și am zis, măi, sincer vă spun, Radu Samson este genul de om care e atent la detalii. Deci dacă îi pui un teanc de hârtie în față și conțin cifre, eu n-am capacitatea să procesez cifre. N-am avut niciodată capacitatea. Da, care avem calitățile noastre, da. Și zic, mă, omul ăsta are capacitatea de a procesa cifre. E atent la detalii, da? Și vede că nu iese, nu se adună, nu se scad, nu iese cum ar trebui să iasă. Și atunci m-am întrebat, bun, că îl vedem că e foarte, e proactiv, e pe internet, și dar vine și cu soluții sau e doar genul care... Băi, vine critic, arată cu degetul, ceea ce e o realizare, bă, frate, vedeți că n-ați făcut bine trotuarul ăla. E un exemplu, da?
și mergi mai departe. În momentul ăsta n-ai făcut cine știe ce. La modul că i-a iertat omului că n-a făcut rotarul cum trebuie, dar nu i-a dat o sugestie de cum să-l facă mai bine. Și asta m-a întrebat. Vine Radu Samson și cu soluții sau doar cu critici? Tot timpul în ultimii ani și activitatea mea e încă online, adică e verificabilă oricând, există pe pagina de internet, există o grămadă de știri, tot timpul când am criticat, am propus și o contrasoluție. Ați greșit pentru că n-ați făcut aia bine, n-ați făcut aia bine și bine ar fi fost să faceți așa, așa și așa. Bun, ați identificat deja probleme în oraș. Le-am văzut pe internet. Că, și da, care ar fi soluția? Nu știu, hala centrală sau pavelele? Că... Păi vă dau un exemplu foarte simplu, că ați zis de pavele. În ultimii 2 ani, primăria a investit în modernizarea trotuarelor, deci în modernizarea trotuarelor deja existente, de pe mai multe străzi. Bogdan Dragoș, străzile din zona Parc, Smirodava. Deci s-a lucrat intens la chestia asta. Bulevardul Republicii s-au investit 20 de milioane de lei și e demonstrabil cu cifre, adică sunt în seapă achizițiile, 20 de milioane de lei în modernizarea trotuarelor cu pavele și borduri noi. În zona Parc, trotuarele au fost asfaltate în 2016. În campania electorală anterioară, pentru că tot timpul în anii electorali se întâmplă să facă la fiecare șase luni campanie, lucruri. Nu? Și în 2016 au fost asfaltate toate trotuarele din zona Parc și în 2018 au început lucrările pentru modernizarea trotuarelor. Au fost sparte, s-au pus pavele, s-au pus borduri noi, s-au cheltuit o grămadă de bani. Din bani împrumutați, că și asta e foarte important. S-au împrumutat bani, s-au împrumutat cu un pretext, că facem Casa Celibidache, cinematograf, o grămadă de povești, creșt în favorit și multe alte lucruri, ce au mai promis aleșii noștri de la momentul respectiv, și după aia s-a modificat lista de investiții și s-au direcționat jumătate din bani către trotuare. Din banii ăștia, din 20 de milioane de lei, puteam să construim o creșă, puteam să modernizăm policlinica. Sau, nu și. Nu, și... Deci din 20 de milioane de lei și vă dau un exemplu, în cartierul Muncitoresc, pe strada Mihai Viteazu, la ora actuală se află în construcție un supermarket. Okay. Cu suprafață de 5.000 de metri pătrați a clădirii și cu un volum al clădirii de 50.000 de metri pătrați, pentru că e o clădire foarte înaltă. Da. Clădirea de 50.000 de metri pătrați a supermarketului respectiv, cu tot cu amenajarea terenului, cu tot cu consolidarea terenului, pentru că e într-o zonă care alunecă, a costat, conform autorizației de construire și mediul privat, companiile astea mari nu umblă cu bani la negru, fac totul pe acte. A costat, conform autorizației de construire, 5 milioane de lei. Deci supermarketul, care e în construcție în momentul ăsta pe strada Mihai Viteazu, conform autorizației de construire, a costat 5 milioane de lei. Primăria Roman, în momentul în care a făcut planul de reabilitare pentru cinematograful Unirea, lucrările erau evaluate la 12 milioane de lei. Și discutăm de o clădire nu de 5.000 de metri pătrați, ci de 1.000 de metri pătrați. Bun, dar se zice că e mai greu să reabilitezi decât să construiești de la zero. Dar chiar așa de greu, de 5 ori mai scump? Jucării, de 10 ori mai scump de acolo la metru pătrat. Aha. Deci nu poate fi. E complet inexplicabil felul în care se gestionează banii. De asta revin și spun, din ăștia 20 milioane de lei pe care i-a cheltuit primăria în ultimii 2 ani, că a zis că nu propun soluții, sau că lumea vorbește că nu propun soluții. Soluția ar fi fost ca Corect. Soluția ar fi fost ca din acești bani să fi modernizat trotuarele acolo unde era nevoie cu asfalt, că în toată lumea civilizată sunt cu asfalt trotuarele. Doamnele se plâng că e greu să mergi cu tocuri pe pavele care sunt denivelate, nu poți să mergi cu tocuri, nu poți să mergi cu role, nu poți să mergi cu skateboardul. E dificil. Da. Așa, puteam să modernizăm trotuarele cu asfalt, o soluție mult mai ieftină, care nici n-ar fi trebuit aplicată peste tot, pentru că deja sunt modernizate, erau deja modernizate mare parte din ele, și puteam, cu ce rămânea din banii ăștia, puteam să facem o creșă și ori să renovăm policlinica, ori să reabilităm unul din cele două stadioane. Deci cu 20 de milioane de lei, dacă de 5 milioane făceam trotuare, de 15 milioane, cu gestionarea banilor, așa cum se gestionează corect, și în mediul privat și noi, fiecare la el acasă, în momentul în care îți renovezi apartamentul, nu cauți cea mai scumpă echipă de muncitori și cele mai scumpe materiale. Sau nu neapărat cele mai scumpe, ci cele mai ieftine materiale, dar la prețul cel mai scump. Pentru că în mediul bugetar, din păcate, asta se întâmplă de obicei. Noi, ca români, avem o vorbă că suntem prea săraci ca să ne permitem lucruri ieftine. Exact. Și atunci, ok, cheltuim mai mult, dar măcar știu că stăm în față. Cum și cheltuit? Asta a zis-o inclusiv IPS Daniel. Da, e decizia fiecăruia cum își gestionează fondurile și câte lanțuri vrea să aibă la gât, dar dacă
tot spunem că suntem prea sărași pentru a ne permite lucruri ieftine, în momentul în care plătim 8,6 sau 8,8 milioane de lei pentru construirea unei străzi cum e ocolitoarea Roman-Est, ar trebui să ne țină măcar până la inaugurare, dar deja era spartă. Stradă, nu știu cum să-i zic. E, da, nu e o stradă, e o, mai mult un traseu, un traseu. Bun, ne-am spălat pe mâine de ea, adică, da, e, am dat, am aruncat. Dacă ar fi să ajungeți primar, nu aveți problemă cu ocolitoarea. E în continuare problema mea și a tuturor celor care locuim în Roman, ocolitoarea Roman-Est. Pentru că la rapiditatea cu care se degradează, în câțiva ani, într-un an sau doi, ea va trebui închisă. Pentru că va deveni nepracticabilă. Da, dar, repet, nu e problema primarului, ba, este problema primarului pentru că a fost dată Consiliul Județean. Ok, a preluat-o Consiliul Județean, dar în momentul în care Consiliul Județean spune drumul e impracticabil, trebuie să-l închidem și o să-l terminăm într-un an, doi sau cinci când îl terminăm, tot traficul care în momentul ăsta e preluat de ocolitoarea Roman-Est, va fi dirijat pe strada Mihai Viteazu. Și atunci devine problema nu doar a primarului, ci a tuturor celor care locuiesc în zonă. Bun, ce vă faceți dacă la Consiliul Județean iese omul dumneavoastră? Adică e ok? Păi fi, e soluția ideală să iasă colegul meu de partid la Consiliul Județean. Păi, dar dacă Județean, nu s-au găsit soluții pentru ocolitoare până acum pe plan local și nici pe plan județean, la nivel județean, din câte știu, la nivel județean, soluția exista, adică se dorea reabilitarea ei sau repararea, că nu e vorba de reabilitare, se dorea repararea ei, însă, din nou ne întoarcem la fosta administrație romașcană, care a construit drumul pe unde a apucat, fără documentațiile cadastrale în spate și uite așa, din ce am înțeles de la Consiliul Județean, drumul ocolitoarea Roman-Est a ajuns să treacă pe terenurile private ale proprietarilor din zonă și nici de cum nu e peste tot pe terenul primăriei. Și asta e o altă problemă. Eu dacă vreau să fac o lucrare, nu pot să mă duc să lucrez pe terenul omului. Trebuie bătaie de cap. Exact, da. Lucrurile astea se pot face, repet, există un aparat de câteva sute de oameni în primărie, există un aparat de câteva sute de oameni la Consiliul Județean. Și nu e asta prioritatea neamțului, că ăsta e farmecul. În momentul în care ai câteva sute de oameni în subordine și sunt împărțiți în direcții și direcțiile sunt împărțiți în servicii și fiecare serviciu are obiectul lui de activitate, ai ce coordona și ai cu cine lucra și nu trebuie să-ți faci o prioritate dintr-un proiect. Pentru că ai echipă suficient de mare și suficient de pregătită să poți face 10 proiecte în paralel. Cum? Revenim la Comuna Ciugut, de care spuneați la un moment dat. În Comuna Ciugut există Direcția de Fonduri Europene, acolo 10 oameni care toată ziua scriu proiecte pentru fonduri europene. La Primăria Română există 2 care scriu și unul care implementează. Și noi avem ca populație de aproape 20 de ori mai mult decât Comuna Ciugut. Deci, trebuie organizată mai bine activitatea, prioritizate lucrurile cu adevărat importante și în momentul în care avem făcută echipa, trebuie să călcăm pedala să facem treabă. Ce vreau să vă întreb este, dacă romașcanii vă vor acorda încrederea lor și vă vor pune în fotoliul de primar, veți lucra cu exact acești oameni. Da. Aceiași oameni. Păi, dacă acum vorbim cumva de o incompetență. De o incompetență a managementului. Discutăm de conducere. Dar oamenii care pun proiectele, 2 oameni care fac proiecte și unul care implementează, vor fi aceiași. Deci, nu e... Păi da, atunci creăm Direcția de Fonduri Europene. Deci vorbim de schimbări, da, la nivelul discutăm de schimbări la nivel de organigramă. Da, exact. Uh-huh. De schimbări la nivel de organigramă, pentru că organigrama, știu că se discută că e prea mare, că e prea nu știu cum. Dacă tot avem atâția angajați, hai să trimitem 2 la specializare în fonduri europene, fac un curs de 2-3 luni și după aia avem oameni pregătiți. Dar nu 2, 5 trimitem. Și după aia avem oameni pregătiți. Din aparatul din alte direcții, unde activitatea poate permite să renunțăm la un om din direcția aia și să-l transferăm într-o altă direcție. Și asta zic și am zis tot timpul. Dacă tot avem o armată de oameni în primărie, și vă zic că îi cunosc pe foarte mulți dintre ei și oamenii ar vrea să facă lucruri, dar tot timpul mi s-a spus, eu sunt la dispoziția ordonatorului de credite, care e primarul, și nu pot să iau decizii singur. Dacă ordonatorul de credite îmi spune să fac ceva, eu fac ceva. Dacă ordonatorul de credite îmi spune să nu fac ce vreau eu să fac, atunci eu nu pot să fac. Deci acești doi... Că de asta, repet, în pixul primarului e foarte multă putere. Orice ar spune, oricine ar spune, că dacă n-ai Consiliul Local, că dacă n-ai aia, nici nu e de recomandat să ai o majoritate absolută în Consiliul Local, ți se urcă puterea la cap și faci numai prostii. Bun, și s-a văzut. Ok, și atunci vine primarul cu un proiect care este foarte bun, dar îl sapă consilier. Și dacă primarul vine cu un proiect foarte bun, care e de interes pentru un grup foarte mare de cetățeni ai Romanului, credeți că există un consilier local care își permite politic, costul politic care decurge din a vota împotrivă?
Dar s-a văzut în Consiliul Local treaba. Nu, s-a văzut că tot timpul Consiliul Local a votat cu două mâini când a avut primarul nevoie să-l scape de decizia ICCJ, a votat cu două mâini când s-a mărit impozitele, a votat cu două mâini când s-a mărit prețul la gunoi, dar nu prea în ultimii ani nu prea au existat contre la proiecte, a avut primarul majoritate absolută și a făcut ce a vrut. Dar în momentul în care pui un proiect bine construit pe masa Consiliului Local, cu cifre corecte, cu asumarea unor termene, niciun consilier local nu are niciun motiv să voteze împotrivă. Și dacă votează împotrivă, repet, își asumă costul politic care decurge din acest lucru. Ce nu s-a făcut până acum la primăria Roman și dacă ajung primar voi face chestia asta, la fiecare ședință, după ședință, publicăm lista nominală cu cine a votat și cum a votat la fiecare proiect. E un fel de public shaming? Nu e public shaming. Așa e transparent. Așa e corect ca cetățenii să știe cine și ce interese reprezintă și cine și ce proiecte susține. Mai bine montat un stâlp al infamiei în mijlocul camerei ălea. Nu e un stâlp al infamiei. Eu, dacă nu ajung primar și voi fi doar membru al Consiliului Local, eu mi-asum chestia asta. Dacă votez împotriva unui proiect, tot timpul voi argumenta votul. Și voi explica. Am votat împotriva proiectului de concesionare a nu știu cărui teren pentru că în zona respectivă ar trebui făcut altceva. Am înțeles. Rămâne să vedem ce o să se întâmple după data de 27, deocamdată însă trebuie să punem punct și acestei ediții. Eu aș vrea să mai discutăm, să mergem pe proiecte mai pe larg, așa zic de fiecare dată. Să discutăm mai concret. Mai concret, de ce anume veți face în eventualitatea în care, spunem, romașcanii vă vor acorda votul. Domnule Radu Samson, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat și eu vă mulțumesc pentru invitație. Rămâne să ne vedem data viitoare. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune! Thank you.